Sute de oameni, zâmbete și multe biciclete la ultima etapă a Turului României disputată la București. Cicliștii s-au bucurat de încurajări pe tot traseul, iar finișul a fost spectaculos. Olandezul Alex Molenaar este câștigătorul ediției cu numărul 52 a Turului României. În vârstă de 20 de ani, sportivul echipei Monkey Town este totodată și cel mai bun tânăr din mica buclă. Maybe I don't believe it yet now, eh? But yeah, I'm very happy, I'm very happy. Yeah, my team work a lot for me all the week, so it's very nice to win here because we work all the week and we take also the yellow jersey till the first day. Till now, so very happy. Yeah, it's very important also for my future and and also for the team. Câștigătorul ediției de anul trecut, Sergei Tsvetkov, a încheiat competiția pe locul 4 în clasamentul general. Liderul echipei naționale a României a plecat însă acasă cu două tricouri, cel verde pentru cel mai bun cățărător și cel albastru pentru cel mai bine clasat român în ierarhia generală. Yeah, eu sunt cam fericit că am terminat și pe podium de ieri, etapa de ieri. Bine, aș vrea o victorie, dar asta e când când e pe stres tricoul și toată presiunea pe tine cu numărul 1, asta cam greu să scapi. Adică sunt pe radar pe toate echipele și nu prea avem echipa tare. Asta, bineînțeles că Edi a ajutat ieri și asta e. Fiecare an un revanș, dar trebuie să venim și cu victorie. Recent medaliat cu bronz la campionatul național de paracycling, Eduard Novac a fost prezent la ultima etapă a turului. Președintele Federației Române de Ciclism a rămas impresionat de numărul mare de spectatori de la București. Sunt foarte mulțumit. Cred că am făcut un pas în față față de anul trecut și asta mă mulțumește. Pe toate planurile a fost o evoluție în organizare. Și asta e un lucru foarte bun. Îmi place să am învățat din sport ca rezultatele mari vin în timp și acest proiect este un proiect foarte mare și trebuie să ne gândim pe mai mulți ani. Și față de anul trecut, această competiție a confirmat că are foarte mare potențial. Edi Grosu, Sergei Tsvetkov au dat tot ce au putut. A reușit Edi să se claseze foarte bine pe podium, totodată și Sergei, însă desigur a lipsit lângă ei o echipă puternică, omogenă. Câteodată am senzația că nu suntem în România, să spun așa. Nu este ciclismul românesc, dar este și e o dovadă că și la noi se poate.